Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise Astăzi alături de noi este scriitoarea Miruna Vlada Și îmi face o mare bucurie faptul că suntem iată din nou împreună Și vorbim despre Alice Miller Despre personalitatea lui Alice Miller Psiholog, psihanalist și poate că unul dintre cei mai cunoscuți Și cei mai renumiți specialiști în parenting Și mai ales în ceea ce privește abuzul părinților asupra copilor, pentru că în portofoliul editurii Herald, cărțile lui Alice Miller și-au găsit un loc de cinste și am și vrea să pomenesc aici cartea pentru binele tău, de asemenea drama copilului interior despre care povestim astăzi, dar și corpul nu minte niciodată, pentru că aceste cărți și în general toate cărțile lui Alice Miller, aș putea spune că reprezintă un semnal de alarmă pentru părinți, dar și pentru adulți în general, pentru că aici apar ca termen sau concepte anumite metode rigide sau violente de educație, reprimarea unor impulsuri firești ale copiilor, ale micuților, și lucrul ăsta îl vedem mai ales în cartea uh, Pentru Binele Tău, așa cum atrage atenția autoarea Alice Miller, societatea noastră, din păcate, trăiește într-o stare de negare, idealizând cumva rolul părintelui și al educatorului și minimalizând durerea copilului uh, umilit, uh, jignit, poate de cele mai multe ori trădat, cu multe răni. Emoționale acumulate, redus la rolul de instrument al unor nevoi părintești. Și aș începe discuția noastră, Miruna, vorbind despre influența, pentru că tu, în cercetările tale, mi-ai mărturisit acest lucru, te-ai plecat asupra și aș vrea să vorbesc și despre acest lucru, asupra operei lui Alice Miller și asupra personalității ei și să vorbim despre influența pe care Alice Miller a avut-o, mai ales. În cărțile sale privind abuzurile în familie și conceptul de traumă în relația părinte-copil. Bună ziua, bună tuturor, mulțumesc mult de invitație. Vreau să spun de la început, sigur că eu voi vorbi așa în calitate de cititoare de cărți și pasionată de, de terapie, dar sigur lucrurile astea m-au influențat în propriul meu traseu, sunt și eu într-un proces terapeutic de mai mulți ani, așa că cumva lectura și poate și exemplele pe care le dau o să fie și strict personale, fără să aibă nicio bază, să spunem așa, științifică, nu am pregătire în zona de psihoterapie, este doar sigur un domeniu unde la nivel individual, sigur, aș, a, am mers pe, pe Descoperi lucrurile astea. Pe Alice Miller am descoperit-o mai devreme, eu am citit-o inițial în engleză și apoi am, am văzut și traducerile de la editura Herald, care mi s-au părut extraordinare. Sigur, ea trebuie spus că este o autoare foarte, foarte influentă, da? Deci este uh, cea care, de fapt, a pus bazele uh, cercetărilor despre traumele din copilărie. Uh, N-aș vrea să o numesc guru, pentru că, în fine, ea însă și-a dezvoltat o critică a acestor concepte și a nevoii, de fapt și a pacienților, dar și a publicului larg, de tot felul de guru. Nu cred că ar fi fost confortabilă să i se spună guru în niciun fel, dar este o figură, aș spune eu, foarte, foarte, foarte pregnantă în domeniul psihoterapiei, sigur și controversată, pentru că ea a început prin a, a se dezvolta în psihanaliză, a făcut, a practicat psihanaliza timp de 20 de ani, după care a negat-o, a, a ridicat o serie de critici, a ieșit din Societatea Internațională de Psihanaliză, deci n-a fost o persoană desigur comodă și o să mă refer la un moment dat și de asta aș vrea să discutăm și despre biografia ei, tocmai pentru exact. că ea, drama copilului interior, dă foarte multe exemple personale și spune de la bun început, eu pornesc de la niște observații despre mine însă, da? am vrut să am contact cu istoria mea adevărată, cu istoria vieții mele, da? care de obicei este reprimată de majoritatea oamenilor, care și are originea în copilărie și împărtășind și înțelegând lucrurile astea și prin intermediul pacienților ei, pentru că în drama copilului interior îi dă și numeroase exemple despre reflexiile pacienților ei. Și atunci avem această bogăție că nu e o carte teoretică și nu e o discuție teoretică. Dar, sigur, are are niște baze, mai ales a conexiunilor și a argumentului central pe care îl face ea. Deci, practic, ideea principală din drama copilului interior, este că, până când noi nu ne conștientizăm uh, suferințele, mai ales suferințele uh, din copilărie, uh, noi rămânem prizonieri într-un sine fals, într-o poveste fabricată de ceilalți pentru noi înșine. De cele mai multe ori ceilalți sunt cei care au avut o influență majoră asupra noastră și asupra conștiinței noastre, și aceia sunt părinții, în fine. Rolul parental poate fi de asemenea substituit sau completat și de educatori, adică de profesori și de alți adulți influenți, adulți care au fost prezenți tuși, uncii, exact. cei care exact. ne-au ne dar, crescut. Dar, da. Cumva, cei care a existat o intimitate, da? Deci, exact. unde a apărut și acest element, să zicem, educativ al relației de învățare a tot ce ne înconjoară, de la ce e în jurul nostru material, cât și spiritual. Bun. Și atunci, cumva, noi, foarte puțin copii, de fapt, conform definiției lui Eliz Miller, reușesc să aibă acces la un sine adevărat. Da, asta cred că devine la un moment dat și frustrant de-a lungul cărții, pentru că, pe de o parte, fiecare din noi poate identifica și poate identifica în propria experiență uh, anumite lucruri. Uh, și, de exemplu, în cazul meu, uh, am, am trăit, sigur, trei ani în comunism, acei ani foarte grei, ai anilor 80, am fost al treilea copil și părinții mei, uh, pentru că nu aveau efectiv posibilitatea să aibă grijă de mine fiind o diferență de 6 și 8 ani de față de frații mei m-au trimis la țară și am trăit cu bunicii mei până la un punct a murit bunicul meu și apoi bunica mea. Asta a fost destinul foarte multor copii cel puțin din generația mea de creței de anii 80 sau de final de anii 80 și aș spune că aparent a fost varianta cea mai bună, adică cel puțin asta a fost și varianta spusă de părinții mei adesea. Te-am trimis la țară unde aveai lapte, aveai carne, aveai mâncare, trăiai în natură, nu stăteai printre betoane, nu stăteai cu tine la da. Deci, cealaltă versiune, astfel încât, cumva, am trăit foarte mult timp cu această versiune idealizată. I-am avut pe bunicii mei, au fost niște, evident, niște persoane iubitoare și am avut o copilărie ideală, aparent. Da? Dar doar când am ajuns, sigur, am trecut prin, prin tot felul de etape, și când am în terapie, am reușit să descoper foarte mult că, în spatele acestui ecran, da? În care eu în proiectam, am avut copilăria ideală, în natură, m-am jucat, am fost liberă, am făcut ce am vrut. În spatele acestui lucru sigur, s-a ascuns și o reprimare a tot ceea ce am suferit de fapt atunci. Și copiii și Alice Miller subliniază asta, nu o fac, cum să spun, pentru că ar vrea ei să facă rău cuiva sau să-și facă rău și sau părinților, ci o fac în mod natural. Deci cumva este o reacție naturală pentru a-i proteja pe cei care au grijă de noi. De ce? Pentru că copilul realizează că, el este că supraviețuirea lui e dependentă de adult, da? Adultul uh, îl protejează, îi dă de mâncare, îi oferă acoperiș și atunci uh, tot ceea ce el simte și vede că ar contravine uh, adultului, de exemplu uh, furia, reacția... Uh, da de nemulțumire atunci când îi se face o nedreptate copilului, care iarăși este una naturală, dar dacă ea este inhibată de la bun început, cum se întâmplă aproape involuntar și uh, aici trebuie subliniat că Elis Miller vorbește despre cumva această manipulare inconștientă pe care adulții o fac, nu pentru că ar fi toți părinții niște monștri exact. da, care vor să-și distrugă copiii. Deci nu, Exceptând nu... Except cazurile patologice. Există exact, cazurile de abuz evident și da. a face Distinție, da? Deci, când vorbim de copii neglijați emoțional pentru că au fost abandonați, e. care au crescut fără părinții lor și în medii ostile, ea și spune că uneori acești copii pot fi chiar un protejați de acest lucru, pentru că, măcar de la un punct încolo, dacă nu sunt minți și li se spune că nu au părinți și că trăiesc în acel mediu și așa mai departe, cumva, ei, mintea lor de la bun început face această separare. Deci, ei nu se mint. pesine. Em mm -hmm. un copil care trăiește într-o familie aparent da, echilibrată și care are tot ce trebuie, are mai multe șanse să se mintă pe sine pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe părinți. Și atunci el cumva uh, e supus acestei manipulări inconștiente în care îi se spune e rușinos să faci aia, nu mai spune aia. Uh, și de fapt nu are capacitatea de a-și trăi plenar emoțiile, toate emoțiile. Da? Ajunge să trăiască doar acea categorie de emoții care este tolerată de părinte. Și aici apar sigur diferențele între familii. Și Alice Miller spune de traumele noastre din copilărie sunt unice și sunt diferite de la unii la alții, chiar dacă poate au o bază comună, generațională, cum a fost exemplul acesta al meu. Cred că se regăsesc poate mulți. Dacă uh, toți trăim în aceleași familie, exact. mă rog, în aceleași... Uh -huh. Eu și mediu, de aici Și da. o întreagă discuție, adică părinții mei când încercam să ridic niște semne de întrebare despre faptul că uh, simțeam că eu sunt diferită de ceilalți copii de acolo, de la țară unde am și mers la grădiniță pentru că uh, la mine la serbare veneau bunicii, uneori nici nu puteau să vină sau uh, nu aveam părinții da, lângă mine și era un dor și o dorință de a, de a fi lângă ei și simțeam că eu în mod intenționat am fost trimis acolo ca să nu fiu lângă ei, asta era ceea ce mintea mea proiecta. Or, părinț, răspunsul defensiv al părinților mei, ai domne, că toți copiii din vremea aia așa erau, alții stăteau singuri în casă, că părinții erau la muncă, deci oricum o duceau mai rău. Sau ce se, să creșteau, se creșteau unii pe alții, că erau se familii cu mulți, mulți copii în mediul de... rural. Da? Exact. Să te plângi de lucrurile astea. Toată lumea trăia la fel. Ăsta este un gen de reacție toxică, de exemplu, de, de, reacție, evident, care nu duce la vindecare, ci din contră, pentru că e menită să îl protejeze și să-l apere pe părinte. Și Alice Miller pornește o adevărată revoltă, dacă putem spune așa, împotriva acestui lucru, spunând că noi toți ca societate suntem responsabili de faptul că îl deprivăm întotdeauna pe copil de a-și spune propria lui poveste, de a spune adevărul lui personal și a ajunge la adevărul sine. Deci cumva și aici a fost și critica ei majoră față de psihoterapie și față de cea freudiană și unghiană, spunând prin explicațiile voastre și intervențiile voastre terapeutice, voi de fapt creați premisele pentru a-l proteja pe părinte și a pune totul pe pulsiunile sexuale, în fine, sau alte tipuri de pulsiuni, nevroze, psihoze, date, să zicem, strict personale și individuale ale copilului. Deci copilul este retraumatizat ca adult pentru că nu este lăsat nici atunci, de fapt, să-și spună povestea și aici e partea mai neconfortabilă, să spunem așa, a cărții lui Alice Miller, în care ea spune ca să ajungem la adevăratul sine, atunci când ajungem adulți autonomi, având nevoia de a ne spune adevărata poveste și nu acea, acel ecran de sticlă pompos pe care noi l-am construit ca să ne apărăm copilărie, exact, ca să facem lucrul ăsta, trebuie să trecem printr-o confruntare emoțională cu părinții împotriva părinților. Ea spune lucrul ăsta, fie că părinții au decedat, fie că nu prea are efect dacă îl facem în viața reală. Și recunosc că aici tentația mea primară a fost, sigur, având niște părinți cu educație superioară intelectual, am zis, e momentul și se poate purta această discuție și pot avea această confruntare emoțională cu ei. Ea însă, sigur, nu dă roade, este și foarte dureroasă, trebuie făcută într-un context anume, nu am avut nici cunoștințe, nici Abilitatea de a face asta, și atunci m-am lovit de un zid. Dar ea spune: lucrul ăsta trebuie făcut în într-un dialog interior cu părinții. Da, deci cumva noi să vorbim cu figurile uh, partajale uh, în interiorul nostru, dar să le spunem, să ne exprimăm, de fapt, acea furie extraordinară care este normală, da? Acea furie care trebuie, de fapt, să iasă uh, din noi. Și ea mai spune ceva interesant. Dacă această furie. Furie, frică, da, tot, tot ce a rezultat în urma umilințelor și a nedreptăților prin care trec copiii, care în mod evident sunt într-o asimetrie uriașă față de orice adult, dar mai ales față de părinte. Dacă această furie nu este exprimată și nu, nu primește un spațiu, da, conținător, ea apoi se transformă într-o reacție de obicei violentă, fie că vorbim de violență fizică sau. Verbală, fizică, emoțională, da? Asupra celorlalți, celor din jurul lor, asta e una din opțiuni și așa explicăm, de exemplu, da, psihozele, chiar și crimele, Alice Miller a studiat profilul criminalilor în serie pentru a vedea că la bază stătea o relație total disfuncțională și abuzuri pe care acei indivizi le-au trăit în copilărie, ori acele abuzuri nerezolvate și netrăite au dus la răzbunarea către ceilalți sau răzbunarea către noi înșine. Și aici e o categorie aparte, ea explică în felul acesta toate tipurile de debat. De dependențe de mâncare, de pornografie, de, de alcool sau uh, droguri până la, uh, până la inclusiv poate și tentativele de, de suicid, de dorință Suicide. de suprimare ba. a sinelui Adică răzbunarea copilului nu e direcționată cum ar fi în mod sănătos pe a confrunta pe cel responsabil de către asta propria asta persoană aducat, și către propria persoană. Ori, Alice Miller spune, noi ca societate și și terapeuții, deci cei din domeniul acesta, dar și, și noi ca societate, ca întreg, suntem responsabili că eu, am creat în mintea unui copil devenit viitor adult, nu i-am creat niciun spațiu sigur în care el să ajungă la adevărata lui poveste, prin idealizarea extraordinară a părinții. Și aici, aș spune eu că contribuția lui Alice Miller din drama copilului interior depășește granițele psihoterapiei, intră chiar în zona de filozofie, filozofia gândirii, pentru că ea are și o serie de poziții critice față de uh, religii și față de instituțiile religioase, care și ele, prin cutume, tradiții, ritualuri și așa mai departe, contribuie la această foarte mare idealizare a uh, părinților. Sigur, în cele 10 porunci, știm bine că una din porunci este cinstește-ți părinții, da? indiferent ce ți-au făcut ei. Or, Miller spune este nevoie uh, de a depăși aceste sloganuri da, ipocrite uh, care duc către ideea de a, a ierta, a-ți ierta abuzatorii, a ierta pe cei care ți-au făcut, loc ca fiind o cale către vindecare. Nu. Mai mult decât atât, ea spune: Nu numai că nu e o cale către vindecare, ea te blochează într-o stare de regresie și de minciună, de fapt, adâncindu-ți aceste mecanisme de sabotare a sinelui sau de sabotare a celuilalt. Așa, în Forme patologice se ajunge la o violență extremă, cum sunt, de exemplu, împușcăturile în masă din Statele Unite. Exact. Sunt copii, sunt adolescenți, sunt tineri sunt aparent tine. normali, care nu aveau nicio problemă și care uh, ajung să ucidă zeci de oameni într-o zi prin, uh, printr-o uh, descărcare din aceasta emoțională. Or, ea ne spune uh, iertarea asta de a șterge cu buretele și de a spune, vai, părinții mei totuși au fost minunați, mi-au dat mâncare, mi-au dat haine, nu contează ce au făcut, i-am iertat, nu contează ce a fost în trecut, este de fapt o uh, lipsă de uh, asumare și de a merge mai departe în procesul terapeutic și un blocaj. Și copiii care rămân, ori ea spune, asta e problema cu religiile, că ele ne îndeamnă să rămânem blocați, să nu ducem regresia în trecut până la uh -huh. capăt, uh, prin a face o separare fermă. Da, nu o să dau cu piatra complet în părintele meu, dar o să fiu ferm în a acuza uh, comportamentul lui abuziv Dacă a dat în mine, dacă m-a umilit public, dacă uh, m-a făcut să, să mă simt nedreptățit Rușinat este meu, Rușinat, e umilit adesea, da. este dreptul meu să marchez acel comportament ca fiind abuziv și ca făcându-mi rău Și acest rău Acum eu decid să îl opresc uh, prin, prin a merge mai departe. Ori, prin iertare nu prea facem asta. Prin iertare, cumva, uh, lăsăm abuzatorul pe soclu, și victima, în continuare, rămâne într-o poziție în care, de fapt, ea e cam de vină. Ori, cred că în societatea noastră vedem multe situații în care abuzatorii sunt ușor absolviți de uh, explicații și legitimări. Și niciodată victimei nu îi se dă, să spunem așa, adevărata voce. Și Alice Miller a fost o avocată a drepturilor copiilor și a vocii copiilor, a tuturor, de fapt, a copiilor din fiecare dintre noi, care în diferite forme au fost nedreptățiți în copilărie. Înainte de a trece la următoarea idee legată de uh, relația disfuncțională cu fiul său, uh, Alice Miller, și să discutăm puțin uh, despre biografia ei, Uh, uh. În timp ce te ascultam, venea uh, așa să fac o mică glumă: că ai fost fericită că ai trăit doar trei ani uh -huh. în comunista da? Ei, la mine au fost uh, 19, așa. Și în completarea ideilor tale, mi-am notat aici, ca specialist, ce nu s-a aferit niciodată de controverse, Alice uh -huh. Miller îndeamnă. Vehement societatea să renunțe la imperativul toxic al poruncii biblice de a-și cinsti și iubi necondiționat părinții, un lucru de altfel corect, ca premiză religioasă sau spirituală. Dar noi aici vorbim în speță de părinții abuzatori. Și să nu ofere iertare exact ce spuneai tu părinților, care, folosind metode tiranice de educare, au provocat suferință de neconceput propriilor mm -hmm. copii. Și acum, despre Alice Miller, relația cu fiul și biografia Trebuie să spun că și de asta m-am bucurat să răspund invitației tale, pentru că pe mine, Elis Miller, m-a fascinat, am citit multe despre ea, ba mai mult decât atât, am văzut că a apărut o biografie în limba germană, un fel de, de fapt, e autobiografia fiului ei, Martin Miller, care este el însuși psihoterapeut, ajuns, sigur, acum la o vârstă venerabilă, aproape către 80 de ani, și a decis să publice acea carte după moartea mamei lui, deci din după 2010, și acest lucru e important, nu neapărat ca să nu-i păteze imaginea, dar el explică în câteva interviuri pe care l am urmărit că, de fapt, dialogul cu ea pe aceste teme a fost imposibil. Ea, ca orice alt părinte, inclusiv ca părinții pe care ea îi descrie în carte ca fiind incapabil să își vadă greșelile și să contribuie de fapt la vindecarea copiilor, a negat foarte mult și mai mult decât atât sigur l-a tras pe el la răspundere că vrea să o distrugă, că vrea să o compromită și așa mai departe, astfel încât el a, a acționat ca orice copil docil până la urmă și manipulat inconștient de părinte și-a uh, și -a publicat povestea lui după moartea ei. Uh, și după asta s-a făcut și un film documentar, de asta aș vrea să-l și recomand celor care sunt interesați de aceste teme și de autoare. O vor descoperi pe Alice Miller într-o uh, cu totul altă, uh, de fapt, în mai multe nuanțe, nu doar uh, într-una. Filmul se numește Who's Afraid of Alice Miller? Cui e frică de Alice Miller? Uh, și a fost, uh, este un film documentar, o psihodramă din făcută în pandemie în 2020 și făcută publică în 2021, este pe Vimeo, e o platformă online unde poți plăti și. O poți vedea. Bun. Și Martin Miller apare acolo ca personaj central. El acolo și în acest film, de fapt, am putut să înțeleg mai multe despre trauma copilăriei lui Elis Miller, care, de fapt, este sigur o traumă colectivă. Vorbim aici de Shoah, de Holocaust, de exterminarea evreilor. Ea vine, provenea dintr-o dintr familie, familie de evrei. De evrei. Da. Polonia, exact. Actualmente, Ucraina, da, deci un teritoriu al Poloniei care era la acea vreme în, în Polonia, și ea era avea 21 de ani, în perioada anilor 30, în perioada, sigur, mai degrabă, 39, când s-a făcut un ghetou ale evreilor, cum s-a făcut în toate marile orașe, s-a făcut și în orașul Pietro Tribulanski, se numește orașul, din care ea a putut să evadeze, deci să plece din, din ghetou. Falsificându-și identitatea, ceea ce de fapt era un proces uh, foarte dificil. Trebuia să obții pe sub mână acte false, practic, care să arate că tu nu ești uh, evreu. Da? Uh -huh. uh, și uh, erau rețele din acestea care practic vindeau identități false, contra cost, da? Uh, uh, și era foarte periculos, pentru că dacă erai prins că ți ai dat o identitate falsă, evident erai pe loc executat. Ori ea pentru o tânără de 20 de ani să uh, reușească să obțină această identitate falsă catolică, uh, să plece din ghetou, dar uh, lăsându-și familia acolo. Mama, tata și sora ei mai mică au rămas în ghetou. Ea în tot acest timp era în Varsovia și a reușit să reușea să facă rost de mâncare și de bani și se întorcea în ghetou, le, le ducea aceste lucruri după care reușea să fugă, riscă Ascultându-și practic viața Pentru că în orice moment putea să fie prinsă Și demascată că de fapt are o identitate falsă. Lucrul ăsta cred că e foarte profund și Martin Miller în cartea lui analizează faptul că ea la propriu a trebuit să-și facă o identitate falsă, lucru care e foarte interesant, cred că i-a creat o predilecție către a înțelege această falsitate a sinelui. Da, pentru că ea, în mod da, practic, pentru a supraviețui regimului nazist, a, a trebuit să pretindă că nu este evreică și să-și nege da, identitatea, în timp ce, de fapt, noi asta facem în copilărie, ne negăm propriile nevoi pentru a fi pe placul părinților, pentru a nu fi pedepsiți, pentru a nu fi maltratați, certați da? și atunci comportamentul nostru se pliază pe ceea ce ne permite părintele să facem. Și, și aș spune că elementul ăsta biografic a fost crucial pentru ea, pe de o parte a fost crucial și în a o traumatiza desigur pe viață și numai pictura a reușit să o descătușeze. Ea povestește în mai multe interviuri că în anii 70 deci când a pus mâna pe pensulă prima dată și a început să picteze, trebuie spus că a avut și mai multe expoziții, a, a, a pictat, să zicem așa, consistent uh, din acel moment. Pictura a, a ajutat-o să scoată uh, toate acele imagini ale ororii pe care le-a experimentat. Vorbim de ultimii ani ai ocupației naziste în Polonia care uh, a aduseseră foamete, uh, tortură fizică și extrem de multă da, teroare. A avut un efect terapeutic. Exact. Și uh, trebuie spus că ea a reușit într-un final a fost atât de ambițioasă da, și de, de pricepută totuși uh, să, să le scoată din ghetou pe mama și pe sora ei care au reușit uh, să supraviețuiască în timp ce tatăl ei uh, a rămas în ghetou și a, a și uh, fost executat. Lucru pe care sigur ea l-a uh, dus cu ea uh, mai departe s-a simțit vinovată de acest lucru și uh, cu siguranță a marcat-o. Ea nu a povestit foarte mult. Martin Miller nu a știut aproape nimic despre copilăria ei, nimic despre acest moment, ea refuza să vorbească decât așa uh, întreagăt uh, și practic filmul explorează uh, originile, da? el ajunge la mătușa lui care era acum în Statele Unite stabilită la sora mai mică a lui Alice Miller care de fapt spune toate aceste povești și po spune portretul ei la 20 de ani în acea perioadă uh, cumplită prin care a trecut poveste pe care Alice Miller nu, nu a făcut-o probabil publică decât în terapie e interesant că și terapeutul lui Alice Miller apare în, în film dând câteva indicii și încercând să închidă cercul și să-l asigure pe Martin Miller că mama lui l-a iubit foarte mult. La bază însă ea a fost o mamă rece, o mamă exact ca cele pe care ea le acuză și le critică în această carte. O mamă obsedată de succes, da, și intrăm aici în zona asta a grandomaniei pe care ea o justifică și da, reacție împotriva traumei. Mm -hmm. Ea a făcut un, și a făcut un site, practic a contribuit la a-și construi, da, stat, propria statuie, da? Deci era obsedată de de succes și de validare permanente de către cei Alți, dar în felul ăsta ea de fapt și-a neglijat extrem de mult copiii. Martin Miller chiar spune pe șleau în cartea lui că a fost și lovit și uh, maltratat uh, și psihic, dar și fizic de către ambii părinți, dar și de către ea. Lucru care sigur ne, uh, ne descumpănește pentru că de-a lungul cărții eu de exemplu am uh, găsit în, în vocea ei și în argumentele ei așa un refugiu de înțelegere și mulți cititori cred că pentru că cartea a fost un uriaș succes în ultimii, în ultimii Ultima zeci de ani, da, e bestseller de ani de zile, um, și-au regăsit refugiu, și totuși, această femeie și această minte sclipitoare care a oferit altora refugiu, n-a reușit să o facă pentru proprii ei copii. Ăsta, sigur, este un um, element care în sine vorbește foarte mult și despre limitele psihoterapiei și a înțelegerii umane în general. Foarte pe scurt, pentru că mai avem foarte puțin timp, în timp ce te ascultam, mă gândeam și la copilăria lui Gabor Mate. Deși Gabor da, Mate da, era mai mic, mai mic da, exact tot. El o citează cum... în mitul normalității, trebuie spus. Exact, vorbim o... tot despre Nobim. un lagăr, o copilărie, pentru că așa. Mama l a dat spre grijă mătușii, era o situație foarte, foarte incertă la începutul anilor 40, și în timp ce povestea mă ducea gândul la copilăria lui Gabor Mate și mă gândeam cât de interesant. Bine, și dureros, dar cât de frumos și de sensibil și emoționant ar fi un film despre copilăria lui Alice Miller. Și te-aș întreba două lucruri pe scurt. Ce este acest copil interior da, despre care vorbește Alice Miller în drama Copilului Interior, acel copil. Sensibil, emotiv, căruia natura i-a oferit abilitatea dotat, da? Copilul dotat, da, de, exact, de a se -a uita pe de sine, de a, de a uita cumva nevoile sale neîndeplinite și sentimentele negative intense pentru a supraviețui și a face cumva pe plac uh, părinților, pentru a-și păstra cumva, cum spuneai tu mai devreme, iubirea părinților. Fac orice ca să nu pierd iubirea părinților. Dar care este o iubire condiționată da, și exact, nu e o iubire e, reală. Exact. Și cum, cum, cum te-a influențat Alice Miller? Cum, cum a influențat scrisul tău? Propile tale conștientizări. că Citind atât de multe despre ea și fiind foarte mult în conexiune cu romanul pe care eu îl scriu, Anticoncepționale, Alice Miller va fi personaj în cartea mea. Ea va apărea în diferite forme și de asta mă bucur că ai făcut sugestia cu filmul, pentru că în carte reflectez și apare ea ca și copil, da? încercând să imaginez, sigur, amintirile ei și cum a reușit de fapt să aibă această tărie și apoi cum de fapt s-a și răzbunat împotriva acestei traume pe cei din jurul ei, inclusiv pe luptele astea cu ceilalți psihanaliști, dar chiar și cu propriul copil. Deci sper ca, ca ceea ce a născut în mine apoi să, să ia o formă literară cât mai credibilă. Revenind la cum este acest copil supra-dotat, că, căruia îi se da natural și ia de exemple, sigur, din, din lumea animalelor, da? în care puii animalelor sunt dotați de la bun început cu toate instrumentele da, pentru a face. Față în junglă, la fel și uh, copiii. Asta înseamnă că ei pot experimenta toată paleta de emoții și trebuie să o facă. Ori, uh, când apare partea asta de pedagogie, de educație uh, din partea uh, părintelui, ea este, de fapt, o ciuntire a acestor daruri naturale pe care copilul le are, daruri care stau la baza capacității lui de a iubi. Și capacitatea lui de a iubi stă tocmai în traversarea tuturor tipurilor de stări, a tuturor tipurilor de sentimente, inclusiv a celor negative. Invidie, gelozie, posesiune, răutate, chiar un anumit tip de maliciozitate, pe care noi suntem setați și de religie și de propriile convingeri să reprimăm aceste lucruri. Nu mai vorbi așa, nu mai fă așa, nu mai plânge. Acest nu mai plânge din toate copilările noastre, cred eu, că este foarte puternic. Pentru că, de fapt, îi spunem copilului: reprimă ceea ce simți, nu trebuie să simți. Și atunci el rămâne într-o zonă de analfabetism emoțional, amputare emoțională a bogăției naturale pe care el o are axându-se și devenind supradotat doar pe acele comportamente și emoții care îi sunt răsplătite. De asta ea spune să avem mare grijă în a face un soclu vedetelor sau marilor personalități, care la bază de fapt sunt niște grandomane narcisiace da? și care vor atenția tuturor și vor să facă performanță și Alice Miller ea însăși fiind la fel, pentru că dintr-o fată, dintr-o familie, sigur, simplă, a reușit să ajungă o cercetătoare de renume mondial, pentru că, de fapt, Dorința asta a vedetelor, a personalităților publice de atenție este o formă de a-și reprima o uriașă durere pe care au acumulat-o prin faptul că n-au avut acces la propriile emoții. Și atunci spune terapia sau acest martor luminat pe care care terapeutul poate fi în viața uh, acestor copii interiori anihilați este o formă de eliberare. Adică, tu trebuie să treci printr-un infern personal, pentru că este foarte dureros procesul, prin care să resimți ceea ce n-ai avut voie să simți în acea perioadă. Și având acces la această paletă diversă a sentimentelor, tu, în acel moment, devii capabil să iubești. Asta, mi se pare, mie una din cheile extraordinare ale gândirii ei. Ea spune, noi, de fapt, falsificăm iubirea. Noi nu suntem în stare să iubim pe ceilalți decât în momentul când suntem eliberați de această traumă și când reexperimentăm durerea pe care noi am inhibat-o în copilărie. Ori asta nu putem să facem decât într-o relație în care să fim reflectați, văzuți, acceptați așa cum suntem, inclusiv cu durerea și cu întunericul și umbra noastră. Și mai e o consecință importantă și eu voi construi în romanul meu pe asta și anume Părinții care au acești copii Interiori răniți Vor duce mai departe durerea și trauma Către proprii copii De unde sigur avem și o concluzie Și un semn de întrebare Și personajul principal din cartea mea Merge pe, pe această revoltă Aproape infantilă Care spune Păi de ce mai fac copii Oamenii care nu și-au rezolvat problemele interioare răni, Și da. au șanse foarte mari Să Să perpetueze arunce. aceleași tipare exact. relaționale?”. Copilul respectiv nu are nicio vină că tu, ca părinte, nu ți-ai rezolvat problema. Și, întorcându-mă la argumentul, de fapt, al capacității de iubire, întrebarea e și una filozofică de ce facem copii dacă nu avem capacitatea plenară de fapt de a iubi? Pentru că în felul ăsta le ciuntim foarte multe din experiențele pe care le-ar putea avea dacă s-ar naște din părinți și mamă și tată împreună care ar avea capacitatea plenară de a iubi, adică care au trecut deja prin iadul interior. Sigur, de aici problema devine și una politică și una demografică. Poate că asta ar însemna ca mulți să înceapă să facă copii la vârste mai înaintate în care ca adulți Trec deja prin acest proces. De aia cred ja. că alismul rămâne provocatoare și este o lectură absolut necesară, și individual, dar și ca societate. Și ajung părinții respectiv la o anumită maturitate uh, emoțională, nu fac copii la 20 ceva de ani, da, ci dar și la 30 ceva. Zic eu. Parte exact. Sunt alte pericole da, mai degrabă. psihologice. Exact. biologice, biologice dacă. Ceasul, da. ceasul biologic ticăie. Uh, dragii noștri a fost alături de noi Miruna Vlada scriitoare și am vorbit despre Alice Miller și cartea Și cărțile ei de fapt dar cu precădere despre cartea Drama copilului interior vă mulțumesc că ați fost alături de noi îi mulțumim din suflet Mirunei Vlada și ne dăm întâlnire la un nou episod la cărți deschise pentru minți deschise lectură plăcută și să aveți o zi minunată în continuare mulțumim mult